Salutul sunt Mister și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. În acest episod vă voi prezenta un nou joculeț. Dar acest joculeț este apărut de acum vreo 2 săptămâni sau ceva de genul. Și este exact ca Dead by Daylight-ul, numai că pe telefon. Și cu o grafică așa mai animată, mai cute. Da. I-am mai avut un cont, am mai jucat puțin, dar m-am aștept jocul ăsta și am zis acum că să fac un episod și l-am reinstalat și mi s-a șters contul, așa că am dat skip peste tutorial ca să mai stau să mai fac tutorialul degeaba, pentru că știu ce trebuie să fac. Și prima oară cred că ne vom juca Survivor. Vom juca mai întâi un match Survivor și apoi vom juca și un match Killer în acest episod. Da, hai să-mi aleg prepare, ok. Dacă mai încet, așa, hai să-mi aleg și eu Survivorul. Care nu știu. Dar nu vreau să mă fac asta. Aveam o tipă și aveam ceva skin pe ea, parcă. Așa țin minte, da, aveam skin pe o tipă. Mă rog, atunci cred că... Deci ăsta are... Ăsta are Forest... Foresight... Cred că o vom lua pe tipa asta. Voi da ready așa. O voi lua pe doctoriță. Chiar sunt curios contra ce killer picăm. Și dacă vă place acest joculeț, nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de subscribe dacă sunteți noi. Ca să continuăm cu această serie mirobolantă. Ok. Arms Factory. Eu sper să picăm cu killerul ăla normal. Că nu vreau vreun killer retardat sau ceva. Ok, ce asta? Hai, nu, e de așa la mașină. Hai să vedem unde este vreun generator. Am văzut acolo un generator. Hai să mergem să-l facem. Nu știu unde, nu știu unde e restul lumii. Ok, hai să-l reparăm. Nu știu unde este restul lumii. Na. Nu prea contează asta. Doar să nu vină killerul. Ok, am dat exact pe perfect. Cred că scoate sunete acum și o să vină killerul. Așa cred. Ok. Iar am dat pe perfect. Lol, ce bun ăsta jocul acesta. Ok, încă unul. Acum n-am mai dat. Ah! Damn, că a venit killerul. What the fuck? Ok, este cel mai prost killer de planetă. Trebuie să am mare grijă și să fii foarte atent. Ok. Trebuie să fiu foarte atent ca să nu mai vină killerul, da. De asta tac destul de mult, pentru că sunt atent să nu vină killerul. Ah! Lasă, hai ca să-l terminăm. Că până vine prostul ăla. Ok, mai avem 2 din alea de făcut. 2 generatoare. Killerul e destul de prost. Da. Nu e chiar foarte inteligent. Uite aici e unul dintre scaunele lui. Ok, hai să mergem să facem și alte generatoare. Bă, jocul e destul de fain și are o grafică destul de bună. Gen, chiar îmi place. Mi se pare super fain jocul. Adică m-aș întâlni și cu alți playeri. Uite pe un tip. Eu am dat pe perfect. Așa, frate, ajută-mă și tu. Ok. Mamă, ce prost e killerul. A trecut fix pe lângă noi, ce căcat. Eu, deci, killer mai prost ca ăla n-am văzut în viața mea. Poate are lag. Dar nu cred. Probabil da, cred, poate. Sunt șanse să aibă lag.
A, aici a fost la început. Nu prea am avut cum să îl apăs, fiindcă a fost din prima, știți? N-am fost. Ok. Ușile s-au deschis. Cred că mă duc în partea aia pentru că e mai aproape de mine. Bă, meciul a fost foarte rapid, adică nu știu ce s-a întâmplat cu killerul. A jucat destul de foarte prost. Mamă, toată lumea e aici? What the fuck, toată lumea e aici? M-ar fi că killerul se ducă pe... Mamă, am câștigat. Da, am câștigat. Da. Ce prost a jucat killerul. Nu înțeleg de ce a jucat atât de prost. Frate, poate a fost pe de prima oară când au jucat, dar nici asta nu e o scuză bună. Acum vom juca drept killer. Ceea ce îmi place destul de mult. Hunter, Hunter, aici e Hunter. Dar noi vom spune killer. Pentru că sună mai bine. Start case. Așa. Ok. Prepare. Avem, n-am un alt killer sau ceva? Hunter. Nope, numai pe ăsta la momentan. E bun și ăsta. Am dat și already. Hai, trebuie să-i bat pe băieții. Să le dau peste buci. La băieții. Ok, arms. Ah, cred că e numai o singură mapă la momentul de față în joc. Dar nu contează. Ok, hai să-i prindem. Din prima acolo. That's pretty. Uite. Nu. Hai, fata mea, ce faci? Unde te duci? Ok. Să duci direct în față. Dar noi o să luăm pe aici. O-i dăm juc. O fraierim noi pe ea. Da. Lăsați-mă, sunt mai prost așa de fel. Eu cred că brechinul ăla care l-am eu în mână are 7 metri. Hai, frate meu, dar nici acum, apoi de... Ce killer prost. Și mă o să-mi dea cu ăla. Aha. Pisi. Unde crezi aici? Am făcut și un graffiti. Dai. Nu-i dau acum Listen to Survivors pentru că, da, după ce-l pun, dar cred că o să fiu genul ăla de killer care campează sau nu știu. Ok, acum hai să ascultăm. Deci unul e acolo și unul e acolo la îndepărtare. El va prinde pe ăsta, îl vom prinde pe ăsta. Da. Mamă, ce viteză și-o luat băiatul. Frate, mi-e da unde te-ai dus, WTF. Așa. L-am prins și pe băiatul acesta. Minunat. Pe ăsta o să-l ducem aici. Tipa aia nu știu dacă o ajută cineva. Nu știu, nu prea se ajută ăștia între ei, cam proști. Nu vreau să pun acolo. Fac. Așa, ca să-l am acolo, exact lângă. Hai să ascultăm. Deci ăla e acolo. Uite, amândoi sunt aici. Ok. Hai, băieți, hai. Ce ați făcut, mă? Ce-am făcut eu? Hai, frate, mi ce faci? Trebuie să te duci pe acolo ca să-mi dai aia în față. Dacă ești prost.
Nu, se mai întâmplă. Ce să zic acum? Te-am făcut, te-am făcut. Nu mă duc până acolo, îl voi pune fix aici. Poc. Și fără el mai este încă unul. Voi pune păpușica asta fix aici. Ca să mă teleporteze fix aici lângă el. Atât de aproape, serios. Haide, ce, unde fugi? Unde fugi? Nu mai ai cum să fugi. N-am văzut în ce parte s-a dus. Băi, n-ai nebun, dar du-te, nu te duci să-l salvezi pe prietenul tău? Doamne. Să mai lăsăm sau? Hai, fetița, ce faci? Măi, 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 măi. Ați pierdut, ați pierdut. Ce nasol. Vezi ce se întâmplă, vezi? Dacă nu-ți ajungi prietenul. Eu cât timp eram prin colo, trebuia să te duci și să-l salvezi pe prietenul tău. Pun, nu mai știu să mai vorbesc. Nu știu unde să o duc. Cred că o să o duc acolo. Păi puțin cam... A, a scăpat. Ce nebună. Încă încearcă să scape. Ioi, îmi place. Îmi place de ea. Ce mă aștepți? Vei să-mi arăți drumul sau ce? What? What the fuck? O trecut prin... Am ok. Asta nu prea este corect, dar... Na. Măi, măi, măi. Măi, măi, măi. Ce jucăușă ești tu? Nu te mai zbate. Dacă te mai zbați mult, îți dau un pumn în cap. Că nu pot să trec. Dar i-am dat... Ha, ce enervantă ești, fată! Te-ai cincoa. Ia, unde ești? What the fuck, erai fix lângă mine, ești proastă! Nu știi să fugi sau ce... Ai capătul mapei. Tot ești proastă, fată. Hai, zât. Ah, dar nu mai avea cine să mai fie. Vreau doar să văd animația. Acolo cu tine, uite aici și cu tine. Nu te mai zbate. Ne toată, nu te mai zbate că nu mai ai. Ce mă disperi. Na. Poc. Să văd ce mai faci. Pa. 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 Îmi pare bine să că te-am cunoscut. Și am omorât pe toți ei. Ce fain e să fii killer. Când toți sunt nabi. Frate, dar trebuia să se ducă să-și salveze echipa. N-am fost proastă la faza asta. A fost foarte proastă. Eu nu înțeleg nici nu și-a salvat echipa, gen... Echipa, tip, măcar să salvezi prietenul ăla al ei. Na. A, uite, am primit și caracterul ăsta, nu? Ok. Na. Băi, cam atât a fost cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, uitați să apăsați butonul de like și butonul de subscribe dacă sunteți noi. Jocul îl găsiți pe Magazin Play. Se numește Identity 5. Da. Și nu ne vom vedea data viitoare. Pa, pa.